sunt Laura, iar astăzi sunt aici cu Alexandru Vang pentru că mă gândeam astăzi cum să mai fac mișto de el și am zis că o metodă foarte bună să-l iau peste picior sau la Caterinca ar fi să filmez un vlog cu el pentru că nu am mai filmat de mult ceva și mi-am și făcut azi eyelinerul ăsta bombă și am zis de ce nu, vlogărița anului, mă știi pe mine. Poți să încetezi să te miști, te rog? Da, respect un pic vlogul. Uite-te la asta. Ne vom reacționa la pozele de pe Instagram. Începem. Îl avem pe Alexandru într-un cadru relaxant. Da, nu o să zic că mi-am dat seama că ai pus tu cerul de la tine într-o anume aplicație. No, man, da. Ok. Secretele. Trecând peste, ești tu gol. Nu sunt gol. Pare. Gol. Pare. Într-un avocado, bând niște prosecco sau șampanie sau ceva. Apa de piscină, zic. Nu cred. Se terminase. E o poză foarte frumoasă. Da, e o poză ok. Și nu am editat-o mult. Dar cerul puteai să lucrezi mai mult la el. Am putea să începem cu poza asta. O să le pui aici tu pe ecran, nu? Normal, da. Da, o să putem să începem cu poza asta. În primul rând să citim descrierea. Girl, your trouble. Și să mi explici ce a vrut să zic autoarea. În primul rând e o melodie. Așa. Cred. Bunătăia de pe picior. Eu mereu am bunătăi. Trece o zi fără o bunătăi. Mă știi pe mine, sunt plină de bunătăi. O să vă dovedesc chiar acum. Gat. Ia uite-o. Stai, a, nu, alea, că lumează mai sus. A, da, frumos, uite. Una, două. Cerul din nou. Improvizat. Cum ar veni? Mă rog, ignorând asta. Am început să editez și eu pozele. Cu ceva mustață neobișnuită sau barbă, ceva, e n-am înțeles. Normală. Da, nu e barba ta normală asta. Și îți dai tu așa cu un duș pe tine și cine ți-a făcut poza? Cine a făcut poza? Spune. Și oamenii mei? La final o să zic, după ce am trecut prin toate pozele cu tine gol, ah, okay. Ai foarte multe poze cu tine gol. Și cred că ar trebui să lași oamenii să te aprecieze și pentru ce aici, nu doar pentru ce aici. Mă rog, în spate pe viitorul tău, acum tu faci ce vrei. Eu doar o să râd ca un moș de la început până la final. Apropo, am remarcat efectiv ți-a dat like la toate pozele de pe Instagram, adică da, nu, că ești obsedat de mine. Nu doar la selecție. Ce, eu zic? Da, eu explică. Păi, era un moment foarte bun să capitalizez pe like-uri. Da, este poza mea cea mai liquid. Iana, ce vrei? Scuză-mă, dar vezi că tu nu poți să mergi la Dubai să-ți faci poză cu Iana? Ai editat-o gen la fel de bine cum ai editat și cerul ăla. Mă, nu. Următoarea poză de pe Instagram. Și, da, spune-mi. Era larg tricou. Din potrivă. Ah, din potrivă. Era mică, l-aranjam. Ah, ok. Păi, atât a vrut să-i caut. Era o zi foarte bună, îmi făcusem părul, mă machiasem, aveam cherchei, primisem și o rochiță asta frumoasă, arăta bine pe mine. Rochițichi? Am sub burta, mi-am slăbit puțin mâna, nu glumesc, nu, n-am slăbit-o aici, de un moment slăbesc, zic că... Așa? Secretele... Și da, highlight-o, un flic năsucul lucește. Tu în pat cu o domnișoară. Sunteți amândoi goi. Citiți o carte. E o carte foarte bună. Da, ea stă pe un laptop închis. Ea e goală, are și ea niște vânătăi. Și tu ești în practică, ești gol, cu niște boxeri pe tine. Un flat lay. Dacă vrei să explic ce e, poate faci tu unul. Așa. Da, este un flat lay, un flat lay de cuplu, cum ar veni, deși nu suntem un cuplu. Nu suntem un cuplu, dar este un flat lay și reprezintă o relație modernă, cum el încă doarme că obosit de la muncă, când ajunge acasă tot ce mai vrea să facă e să citească și citește până când îi cad ochii. Și după ce au căzut ochii și a adormit, poate vine și ea din cluburi de pe unde umblă și ajunge acasă, se demachează bineînțeles și... ajunge și bineînțeles că stă pe Netflix sau pe HBO Go și așa se trezește până dimineața. Ok. Ești tu, gol, într-o baie, dezbrăcat. Vestiar. La sală. Foarte... Cu un deodorant în mână. Hai să îți arăt eu cam cum ești tu. Nu cred că am făceam fața asta. Asta e fața. Prâșceana ridicată. Prășcat. Încruntat. Dar nici nu pot să fac mereu. Da,
Da, e foarte sexy. Această poză. Da, e foarte sexy, o poză foarte reușită. Am văzut, nu mi se pare puțin cam mult... Nu, e o fată în costum de baie. ...deasupra șoldului aici? Te referi la kilograme în plus sau... Te referi că-s grasă? Nu, 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 nu. E o fată în vacanță. E o fată, drăguță, tânără, în vacanță, pe o barcă, cu amicii ei. Independentă. Mhm. Da, nu mi se pare nimic, e un costum de baie, Forever 21, ador. Da, un pic thick aici, așa. E sexy, am ales like costumul ăla de baie împreună, știi, nu? L-am ales oare împreună? A, nu, nu l-am ales împreună, dar am uitat ca să ți l-am arătat și ai zis că îți place. Păi nu, îmi place, dar pentru Instagram, totuși, na, poate alegem și unul mai așa, mai cu voal, mai cu... Nu, nu voi lăsa oamenii să mă cenzureze. Da. Sunt gata de luptă, gen. Cum poți să-ți postezi așa ceva? Cum poți să-ți postezi așa ceva? Ce era aia care curgea pe tine? Apă! A, cred că era suc! Suc! Supă! Fiu pe stres pentru supă! Niște supă de aia de pui cu tăiței, așa știi? Ce zic? Dacă mă rog de la mare, dar fără pui! Îți lasem fără pui, dar mine cu pui? Avem această poză, spune-ne ce ți-ai editat picioarele, că tu n-ai 4 metri jumate, scuza-mă! Nu mi-am uitat absolut. Nu te cred! Jur! Și e cu doar ce camera? Făcută de jos, cu telefonul meu făcută de jos. Nu cred că asta e poză făcută Zau, cu telefonul. Jur. Băi, Laura, proporția de aici, deci te rog frumos, proporția de aici. Da. Deci partea stăteam asta. Stăteam pe vârfuri. 1, 2, 3, încape de 3 ori. Pantalon cu talie înaltă, stăteam pe vârfuri, nu mi-am editat cu absolut nimic picioare. Mamă, nici n-am ști deci... să editez atât de bine. Zici că ți le editezi exact ca și grama, că și apare de 2 metri jumate. Asta a fost totul pentru astăzi. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram. Eu sunt Laura Giurcanu, iar pe el îl găsiți tot cumva la Laura Giurcanu. Așa că, cum e pe Instagram? Alex Vang. Mă rog, urmăriți-l dacă vreți. Nu e neapărat. Mulțumim mult de tot că v-ați citat. Nu uitați să vă abonați pentru că postăm clipuri noi de fiecare dată când arătăm bine și ne vedem foarte, foarte curând. Eu vă super pup! Aia e thumbnail? Care e asta? Da, hai să facem un thumbnail, bomba. De ce suntem șocați? Păi nu, că pui tu, hai. What the fuck, știi? Haide, hai. Pân. Stai. Pupiki! Pupa!